Hristos a înviat. Vă invit să redeschidem cuvântul lui Dumnezeu de această dată în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20. Vom lectura, începând cu versetul 1, arătările Domnului nostru Hristos petrecute în ziua învierii sale, în relatarea Evangheliei după Ioan. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Mă invit să vă reașezați. Sărbătorim în această zi, în aceste zile, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus reprezintă miezul, reprezintă esența credinței creștine, este fundamentul mântuirii noastre, este substanța speranței noastre. Din pricină că Domnul Iisus a înviat, păcatele noastre sunt iertate și viața veșnică ne este dăruită și mântuirea este garantată. Învierea Domnului Iisus confirmă divinitatea Domnului Iisus, garantează că păcatele noastre sunt iertate, că ne bucurăm de justificare înaintea lui Dumnezeu. Învierea este garanția reversibilității. Lucrurile în viața pe care o trăim acum în trup au un sens unic. Îmbătrânim. Timpul nu se dă înapoi. Nimeni nu întinerește și ireversibil ne ducem spre mormânt. Învierea lui Iisus întoarce ceasul, face ca lucrurile să meargă invers. E garanția reversibilității. Va fi o înviere și toate se vor întoarce invers. Asta prin învierea Domnului nostru Hristos, slăvit să fie în numele Lui.
Când Domnul Iisus a murit în inima discipolilor Domnului Iisus, toate acele lucruri pe care le-au înțeles până atunci și le-au sperat s-au destrămat. Felul în care își închipuiau că va merge lucrarea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus nu s-a confirmat. Înțelegerile lor tributare, în bună parte, mentalităților evreiești, i-au condiționat în fel și fel spre tot felul de înțelegeri care nu aveau legătură cu sensul planului lui Dumnezeu. Moartea Domnului Iisus i-a surprins, i-a destabilizat, i-a risipit. Notăm că acest întuneric care s-a abătut asupra lor i-a destabilizat cu totul. Ucenicii s-au risipit, Petru s-a lepădat, femeile mergeau în urma lui Iisus bocindu-l, doi dintre ucenicii Domnului Iisus s-au îndepărtat dezamăgiți spre Emaus, neînțelegând ce se întâmplă, chiar în vorbele lor, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, trăgeam nădejde. Dar acum ce s-a ales de toate acestea? Într-un cuvânt, dezamăgire. Femeile au trăit și ele, din perspectiva lor, această dramă, această dezamăgire, această tulburare. Evanghelia după Matei surprinde această jale a femeilor, spunând că femeile mergeau după el, își băteau pieptul și boceau, înțelegând că este un sfârșit. În dimineața învierii, după ce sigur a venit sărbătoarea Paștelui și apoi ziua de sabat, în dimineața învierii, ca un ultim omagiu, femeile au hotărât să meargă la mormânt și să aducă miresme cu care să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus. În seara de vineri, înmormântarea lui a avut loc în mare grabă. Nu se făcuseră cum trebuie cele rânduite pentru ceremonia de înmormântare. Și de acum, femeile au hotărât să meargă la mormânt și să continue ceea ce ar fi trebuit făcut câteva zile înainte. S-au sfătuit între ele să meargă dis de dimineață. Pare-se că Maria Magdalena n-a avut răbdare și a luat-o înaintea celorlalte, pornind la drum cu noaptea în cap. Pe când era încă întuneric, s-a pornit la drum ca să ajungă la mormânt. Cuvântul ne spune că în mintea femeilor zăbovea o întrebare grea, și anume întrebarea: cine ne va da nouă la o parte piatra? Că pe ușa mormântului era așezată o piatră mare, sigilată, ca nu cumva, sigur, toată aceasta la ordinul preoților și cu confirmarea lui Pilat. Trecând peste aceste detalii, Maria Magdalena, ne spune cuvântul pe care l-am citit, a ajuns prima la mormânt și a avut parte de o foarte mare surpriză. Piatra de la mormânt era dată la o parte și înăuntru nu mai era corpul Domnului Iisus. Nu i-a trecut prin minte scenariul că mormântul e gol din pricina faptului că Iisus a înviat. Prin minte i-au trecut alte explicații. Speriată, cuvântul ne spune că a alergat înapoi, s-a întors în grabă mare în Ierusalim ca să-l caute pe Petru, pe Ioan, și când i-a găsit, le-a spus: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Rog să observați că această vorbă a Mariei se repetă de 3 ori. A luat pe Domnul, nu știu unde l-au pus. Vă propun ca în această după-masă, sărbătoare de înviere, să ne uităm cu atenție la această femeie evlavioasă, Maria Magdalena, la experiența ei, la toate stările prin care a trecut, începând cu pierderea și până la marea revelație a învierii, într-un mesaj pe care l-am intitulat: au luat pe Domnul meu. De bună seamă că trebuie să ne gândim și la propria noastră experiență spirituală. Această constatare a Mariei s-ar putea să ni se potrivească și nouă. Au luat pe Domnul meu. În primul rând, această remarcă a Mariei subliniază pierderea mare prin care a trecut. Au luat pe Domnul meu. Cuvântul Domnului ne spune că această femeie a fost o femeie cu un trecut mai puțin onorabil.
L-a cunoscut pe Domnul Iisus în niște împrejurări cu totul nefericite pentru ea. Era înlănțuită în legături strânse ale păcatului. Trăia în păcatul adulterului. Pare se că era femeie de ușoare moravuri, stăpânită dintr-un alt context al Scripturii de 7 duhuri necurate, duhuri de curvie. Femeia aceasta a fost salvată de Domnul Iisus. Unii comentatori spun că ea, această Marie, este acea femeie păcătoasă care a intrat în casă și care a plâns la picioarele Domnului Iisus, ștergându-i, spălându-i picioarele cu lacrimile și ștergându-i-le cu părul capului ei. O femeie care și-a înțeles condiția și a văzut starea căzută și a avut harul să se întâlnească cu Salvatorul, cu Domnul Iisus, care s-a îndurat de ea și care a eliberat-o, a vindecat-o. I-a eliberat sufletul de legăturile acelor duhuri demonice, a iertat-o de păcatele pe care le-a săvârșit, i-a pus în inimă speranță, i-a redat viziunea și perspectiva. Într-un cuvânt, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, i-a mântuit viața. I-a redat dreptul să spere, i-a pus în față un vis, a surprins-o cu această noutate. Și s-a întâmplat așa cum Mântuitorul a spus: cui se iartă mult, iubește mult. Și asta a fost starea Mariei. De acum, ea a ales să-L urmeze pe Iisus. Cuvântul ne spune că mergea pe urmele Domnului Iisus și alături de alte femei evlavioase, îl ajutau pe Domnul Iisus, îl ajuta pe Domnul Iisus cu tot ce putea. Deodată ceva s-a întâmplat. N-a fost prevăzut de oameni, era doar taina lui Dumnezeu, bine știută și asumată de Domnul Iisus. În săptămâna mare lucrurile au scăpat de sub control. Cine s-ar fi putut gândi că Domnul Iisus va fi trădat de prietenul lui, de unul dintre cei 12 apostoli, că va ajunge să fie judecat sumar, să fie arestat, judecat sumar, să fie batjocorit în grabă mare, să fie crucificat, să ia razna evenimentele, toate într-o seară, atât de repede. S-au pregătit cu bucurie în ziua de Paște, au pregătit locul acela în care să servească Paștele într-o atmosferă liniștită și plină de pace, au vorbit despre cele privitoare la Împărăția lui Dumnezeu în seara de joi și deodată a venit ceasul întunericului. Nimeni nu bănuia, nimeni nu știa, în afară de Domnul Iisus, care, cunoscând ceasul acela, s-a rugat ca să rămână tare. Cuvântul Domnului ne spune că aceste împrejurări care puneau în evidență un scenariu cu totul neașteptat pentru ucenici a creat în sufletul Mariei și în sufletul celorlalți o disperare și o stare pe care n-au putut-o înțelege. S-au risipit cu toți. Și asta este pierderea. O pierdere teribilă. Visele acestei femei evlavioase s-au destrăbat. Toate speranțele vieții ei și le-au legat de Domnul Iisus. Știa că este Mesia și de acum nu s-a ales nimic de toate acestea. Pierderea ei. Adevărul e că în viață putem și noi pierde multe lucruri. Oamenii pierd. Experiențele vieții de pe pământ implică și pierdere, nu numai câștig. Poți să-ți pierzi serviciul, poți să pierzi viața cuiva drag, poți să pierzi lucruri pe care s-ar putea să le mai recuperezi vreodată, casă, bani, avere, cine știe ce poate să piardă un om, și sănătatea ne putem pierde. Când pierdem sănătatea, se pierde mult, se pierde mult. Oamenii pun mare preț pe bani o vreme, dar când e să fie pus în joc sănătatea și banii, nu se mai socote cât de mult costă, sănătatea este prioritară. Și numai că sănătatea e prioritară, dar dacă se întâmplă să fie cineva din casă, la mijloc, ți-ai dat și viața pentru acela. Pierderi și pierderi. Poți să pierzi un prieten, poți să pierzi familia, poți să pierzi legăturile bune cu oamenii, poți să pierzi pe cineva drag, poți să-ți pierzi speranța. Dar dincolo de toate acestea, mă gândesc că cea mai profundă pierdere pe care o putem experimenta este pierderea relației cu Dumnezeu. Pierderea Domnului Hristos. Această îndepărtare de Dumnezeu e o tragedie
au luat pe Domnul meu. Cum e relația noastră cu Dumnezeu? Această pierdere, a spune că este cea mai mare pierdere. Cine l-ar putea lua pe Domnul Iisus din viața noastră? În împrejurarea în care Maria se găsea, Iisus a fost luat de dușmanii lui care l-au omorât. Desigur că acest eveniment nu implica nicio vină din partea Mariei. Dar gândindu-ne la noi înșine și la acele cauze care ne separă de Hristos, care îl iau pe Hristos din viața noastră, aici lucrurile stau altfel. O apropiere nepotrivită și o joacă cu imoralitatea, cu păcatul, îl poate lua pe Hristos din viața noastră. Amintiți-vă cum în vechime un bărbat biteaz cu numele Abimelec s-a apropiat odată prea aproape de un turn. Era în război. O experiență trecută îi spunea că știe cum să rezolve problema celor care s-au adăpostit în turnuri înalte și după uși ferecate. A luat niște vreascuri și le-a pus în fața ușii cu gând să facă foc. Și în timp ce aduna lemne la ușă, la ușa turnului, un turn mare în care se adăpostiseră cei din cetate, în timp ce aducea lemne, cuvântul Domnului ne spune că din vârful turnului o femeie a luat în mână o piatră și s-a uitat așa, cum acolo vine Abimelec, mi-a dat drumul la piatră. În timp ce liniștit Abimelec aduna lemne ca să facă foc, ai făcut și altă dată așa, nimănui ne-a venit în minte să arunce piatră de atunci. De data asta nu i-a mers. L-a lovit în cap. A murit acolo. Greșeala lui e că s-a apropiat prea mult. Uite așa, noi creștinii putem să ne apropiem de rău, de păcat, prea mult. Putem considera că avem situația sub control, altădată ne-a ieșit. S-ar putea însă ca această joacă, această permisivitate, să te coste. Poate fi o implicare prea strânsă într-un anturaj nepotrivit. Prieteniile rele strică obiceiurile bune. E posibil să zăbovești într-un conflict nerezolvat. Să-ți fie împietrită inima în amărăciune. E posibil să te apropii cum nu trebuie de o fată sau de un băiat. Și această nepermisă apropiere să te coste. Să-ți permiți libertăți pe care le numești de conștiință. Că unde scrie că e păcat să bei, să fumezi sau cine știe ce altceva să faci. Sau să fii implicat chiar în lucruri onorabile, să muncești de dimineața și până seara, să alergi necontenit, să te trudești, să te implici și toate să fie dedicate pentru binele familiei tale și a copiilor tăi. Și această activitate continuă să te prindă așa de tare încât nici să nu-ți dai seama când îl pierzi pe Hristos. Progresiv, lent, te desparți de El până acolo încât dorul, dorința, pasiunea după El dispare. Și când după ani de zile tragi linie și socoți, poți să spui și tu că altădată Maria l-au luat pe Domnul meu. Cine? Cum? Sunt întrebări la care fiecare trebuie să ne dăm răspuns. Iată prima stare în care se găsește această femeie. Spre deosebire de cea în care ne găsim noi, în dreptul ei n-a fost nicio vină. Erau circumstanțe care treceau dincolo de alegerea și de voința ei. În al doilea rând, pe Maria o surprindem într-o stare de confuzie și neputință sufletească.
pierderea masivă prin care a trecut, pierderea lui Iisus, fizic, Domnul Iisus a murit. Asta n-a putut anticipa. Nu s-a putut gândi că așa ceva s-ar putea întâmpla și atât de repede. Comparând bucuria zilei de duminică cu intrarea triumfală în Ierusalim, cu acele cântece, binecuvântate cel ce vine în numele Domnului, cu ramurile de fini, cu hainele puse jos pe drum, cu Hristos primit ca împărat, comparând asta, 5 zile. Vezi câte se pot întâmpla în 5 zile? Dar într-o zi. Pierderea a fost mare. Și în contextul acestei pierderi s-a așezat confuzia și neputința sufletească. Cuvântul Domnului ne spune, versetul 14 la 15, că Maria era foarte tulburată, plângea și pe când plângea s-a uitat în mormânt. Femeie, i-au zis cei doi îngeri, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Și acum e foarte important. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare. Și dacă s-ar opri aici cuvântul, ar fi totul foarte bine. Dar vreau să observați un detaliu. Dar nu știa că este Iisus. Asta e confuzia. Pierderea aceea mare, cu totul neprevăzută, te aduce în situația în care intri în stare de confuzie. Și în timp ce îți dorești să te apropii de Domnul Iisus, El să se apropie de tine și tu să-L confunzi cu altcineva. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Vă rog să observați confuzia ei. Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. În inima acestei femei era dor adânc, profund, după Domnul Iisus. Și aici este confuzia și neputința sufletească. Este și tragedia, lipse de vedere, de claritate, de discernământ duhovnicesc. Să-ți fie dor de Iisus, să-L dorești pe Iisus, să-L cauți pe Domnul Iisus, să suferi realizând că nu-L ai, El să vină, să-ți vorbească și tu să crezi că este un străin. Spuneți dacă nu e confuzie. El să-ți împlinească așteptarea, să te caute, să-ți vorbească, să ți se arate și să nu-ți dai seama că este El. În starea aceasta de confuzie, tot pe fondul pierderii, s-au găsit și cei doi spre Emaus, care vorbeau cu Iisus despre Iisus. Iisus i-a întâlnit, a intrat cu ei în vorbă, ei au crezut că este un străin. I-au și zis așa, tu ești singurul străin în Ierusalim. Și toată această confuzie și de putință sufletească este cauzată de, auziți ce scrie la Luca, ochii lor erau împiedicați să-L vadă. Vă gândiți că putem fi și noi în aceste stări? Pe fondul unor întâmplări care au venit deodată peste doi, sau progresiv, distanțându-ne în final de Domnul nostru Hristos, pierzând comuniunea, părtășia cu El, deși este posibil să păstrăm o interfață religioasă și o viață religioasă foarte activă. Dar pe fondul spiritual să fie pierdere. Iar în noua stare, ochii să fie împiedicați. Efectiv, să fie undeva blocat. Ce ne-ar putea face, ce ne-ar putea împiedica să-L recunoaștem pe Domnul nostru Hristos când ni se arată? Câteva posibile răspunsuri. Posibil că propriile noastre înțelegeri și prejudecăți. Mintea Mariei era clar setată. Iisus a murit. Orice e posibil, dar nu e posibil să fie viu. A murit. Am venit să-L îmbălsămesc. Trebuie să-L găsesc și să-mi împlinesc misiunea. Prejudecăți, înțelegeri greșite.
Tare mult ne condiționează aceste prejudecăți. Teme dinainte făcute, socoteli dinainte, concluzii dinainte trase. Iar acele prejudecăți ne condiționează înțelegerea. Să nu pățim oameni buni, precum a pățit mai demult un copil bun la carte, era în clasa a doua. Când eu eram elev, se învăța tabla mulțirii în clasa a doua, nu știu cum e acum. Acum se învață la grădiniță, am ales, am înțeles. Da? Da. Și cum venea de la școală, acest băiețel, cu minte așa, intra în vorbă cu bunicul lui și bunicul întreba, cum a fost la școală, ce ai mai învățat? Și bunicul îl întreba și copilul răspunde, am învățat tabla mulțirii, bunicule. Bun, și știi tabla? Știu. Învățaseră tabla mulțirii până la 5. Bun, hai să vedem. Cât e 2 ori 2? 4. Bravo. Și 3 ori 3? 9. Felicitări, te că știe. Și 4 ori 4? 16. Bravo. 5 ori 4? 20. Măi, ce știe nepotul ăsta meu? Acum bunicul a forțat un pic limitele și a pus o întrebare grea. 7 ori 8. Cât e 7 ori 8? La întrebarea aceasta, băiatul a rememorat. Aia cu 1. Nu e aici. Aia cu 2. Nu e nici aici. Aia cu 3. 7 ori 8 nu e aici. Nu e regulă ceva. Aia cu 4. Nu e nici aici. Aia cu 5. Nu e nici aici. Tata așa la bunicu și a zis, bunicu, te rog frumos, 7 ori 8 nu există. Prejudecăți, experiențe care îți condiționează înțelegerea. Ai putea să fii blocat în a recunoaște pe Domnul de propriile tale decizii. Hotărâri făcute. Cei doi s-au dus spre Emaus, știau bine care le este ținta. Și asta i-a împiedicat. Propria durere, frustrare și suferință, propria ta experiență, simțurile tale te pot amăgi. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Dar ceea ce ne poate împiedica cel mai greu este propria noastră împietrire și răutate sufletească. Despre asta aș vrea să vorbim un pic. Haideți să mergem la Osea 11, versetul 2, până la versetul 4. Domnul, cuvântul Domnului vorbește despre mesajul dat de Duhul Sfânt prin profeți către Israel. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau. Au adus jertfe balilor și tămâie chipurilor idolești. Și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe. Observați, vă rog, dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de pe gură. M-am aplecat spre ei și le-am dat de mâncare. Și apoi versetul 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Iată ce i-a împiedicat să vadă. Propria lor împietrire, propria lor hotărâre, răutate și stare spirituală negativă. Asta i-a împiedicat. Și acum, frații și surori, ne rămâne să ne punem întrebarea, ce ne împiedică pe noi să recunoaștem pe Dumnezeu în viețile noastre? Și pe noi ne caută, s-a arătat Marie, s-a arătat celor doi pe drumul Emausului, a vorbit în vechime prin proroci, a vorbit oamenilor, cum spune Iov, în multe feluri și în multe rânduri și în multe chipuri. Și cu durere Dumnezeu constata încă din vremea lui Iov că omul nu ia seama. Ce te împiedică să iei seama? Trebuie să ne gândim serios la asta. Starea aceasta nu va fi tolerată de Dumnezeu la nesfârșit. O vreme este îngăduită, o vreme e har, cum a spus în vechime unei femei cu numele Izabela, i-am dat vreme să se pocăiască.
E o vreme. Și apoi cuvântul spune, dar nu vrea. Efectiv, femeia aceea nu voia să se pocăiască. Și pentru că n-a vrut, după har a venit vremea judecății. Să ne ducem la a treia imagine, sau al treilea moment din viața Mariei. Durerea ei sufletească. De bună seamă că în dreptul ei, starea aceasta de neputință și starea aceasta de confuzie în care s-a găsit, nu era o vină și nu era cauzată de vreo cădere în păcat, ci de evenimente ar căror înțeles îi scăpa pentru moment. Urma, după învierea lui Iisus, să înțeleagă de ce a făcut Dumnezeu așa. Să vorbim acum despre durerea ei sufletească. Cuvântul Domnului ne spune că stătea lângă mormânt și plângea. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Și pe când plângea, s-a plecat să se uite înăuntru. Îngerii au văzut-o și au întrebat-o, femeie, pentru ce plângi? Iisus mai târziu a văzut-o și a întrebat-o, femeie, de ce plângi? Oamenii plâng, dar nu întotdeauna plânsul este sincer. Plâng de fațadă, plâng de ochii oamenilor, plâng ca să obțină ceva. Plânsul acela nu-i văzut de Dumnezeu. Plânsul Mariei însă este văzut și de îngeri, e văzut și de Domnul Iisus. E un plânset din suflet. Ea realizează că visul ei s-a năruit, că Domnul nu mai este și îl dorește din nou. Acest plâns, această durere, această jale sufletească are explicații clare. Pentru ea era acum clar că răul a învins. Iisus a adus în lume binele. Prin mila sa, dragostea sa, prin miracolele pe care le-a săvârșit, prin puterea lui Dumnezeu manifestată prin el, s-a făcut atâta bine. Și cu siguranță că în inima Mariei a încolțit speranța că prin Iisus Hristos lumea se va face mai bună. Și în loc să se întâmple așa, în ultima săptămână, parcă totul s-a destrăbat. Forțele răului au avut câștig de cauză, lăcomia de bani a lui Iuda, dorința după putere și invidia fariseilor, a cărturarilor, vanitatea oamenilor religioși, falsa lor religie, interesele politice a lui Pilat, instabilitatea ucenicilor care l-au trădat și care au plecat, lipsa de recunoștință a mulțimii, rău pur în tâlharul de la cruce, acela nemântuit, acolo e rău pur. Și câștigi, muribund fiind, să-ți mai faci un păcat înainte de a muri. Râu pur. Toate acestea s-au năpustit asupra lui Iisus. Și răul se pare că a învins. Asta a fost în mintea Mariei. Nedreptatea, minciuna, ura a învins. Iisus a fost judecat pe nedrept, acuzat în mod fals, pe temeie de minciună a fost acuzat. Ura oamenilor, strânită, pornită împotriva lui, a avut câștig. Toate acestea au copleșit. Referitor la incorectitudinea procesului Domnului Iisus, găduiți-mi o succintă paranteză, codul legal după care se făcea judecăți în momentul, în zilele respective, Mijnea Sanhedrin, în acest cod iudaic sunt prevăzute, să spun, reguli, e protocolul, e codul de procedură după care se judecă un caz capital. În cazul Domnului nostru Hristos, 8 încălcări ale legii s-au făcut. Sinedriul a fost convocat la reședința marelui preot, ceea ce era interzis. Marele preot era președintele juriului și nu era voie să cheme la el acasă juriul, ca nu cumva asta să fie considerat trafic de influență. Acasă s-a ținut judecată, la marele preot. Procesul s-a ținut noaptea. Mijna Sanhedrin 4:1 interzicea ca un asemenea proces să aibă loc noaptea. Trebuia să aibă loc ziua. Oamenii să fie cu minte lucidă, să fie odihniți, să poată judeca limpede o situație. Procesul nu putea să aibă loc într-o zi de sabat sau de sărbătoare. Mijna Sanhedrin 4:1. L-au ținut seara de Paște. Era o ilegalitate. De asemenea, sentința a fost dată în aceea zi, judecata și sentința au fost în aceea zi.
Mișna Sanhedrin interzicea ca în procese capitale sentința să fie dată în aceea zi cu procesul. Se cerea ca oamenii să stea, să se retragă, să cugete, să se roage, să cumpănească dovezile și apoi să se reunească și apoi, deliberând, să ia decizia. S-a forțat totul. Grabă prea mare. Sentința de blasfemie, sau, mă rog, în cazul unui proces de blasfemie, sentința trebuia să fie fundamentată pe insulte direct la adresa lui Dumnezeu. Asta, de asemenea, se spune Mișna Sanhedrin 7:5. În cazul lui Iisus nu s-a putut dovedi așa ceva. Ce să mai vorbim că procesul, la un proces, întâi este ascultată apărarea și apoi acuzarea. În cazul Domnului nostru Hristos, martorii apărării nici nu există. Nimeni n-a vrut să-i asculte. Dacă s-a ridicat cineva să ridice o întrebare, cum a fost Iosif din Arimatea, l-au luat tare. Și au zis, ce, a ieșit ucenica lui? Abuz peste abuz. Sentința, tot potrivit regulilor, sentința de achitare trebuia să fie dată în aceea zi și cea de condamnare să fie dată în ziua următoare. În cazul lui Iisus, toate au fost făcute de avalma. În aceea zi și sentința și execuția. Mare neurânduială. Și apoi încă un detaliu, tot în aceste coduri iudaice de judecată, când se trecea la vot, acolo era sinedriu, erau mai mulți în acel complet de judecată, când se trecea la vot, votul se lua începând cu cel mai tânăr și mai puțin influent. Și progresiv se mergea de la cel mai tânăr și mai neinfluent până spre cel mai în vârstă și mai influent și ultimul care vota era marele preot. De data aceasta, marele preot a luat-o invers. A votat el primul. Și după ce și-a spus el votul, ceilalți au fost intimidați. Evanghelia ne spune cum a fost procesul. Ucenicii au știut. Și asta a fost o mare nedreptate. Nedreptate, minciună, neadevăr, toate păreau că au învins. Moartea, în final, a învins. Este posibil ca în mintea ucenicilor să se fi născut acest gând. Totuși, Dumnezeu va face ceva, se va întâmpla ceva. Nu vor rămâne lucrurile aici. Dar n-a fost așa. Iisus a murit. Și cu siguranță că pe fondul acesta, durerea a fost acolo. Pierdere, confuzie, durere. Și cu atât este mai mare această durere, cu cât i-a lăsat în loc un gol profund, o dorință mare, imensă după Domnul Iisus. Au luat pe Domnul meu, nu știu unde l-au pus. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Arzătoare dorință sufletească după Domnul Iisus. E limpede că această femeie iubește pe Domnul, plânge după Domnul. Vrea să îl revadă, să împlinească ceea ce poate fi mai poate fi făcut, măcar să-l îmbălsămeze. Și nu i-a fost dat să se întâmple acestea. Frații și surori, nu știu cum este relația dumneavoastră cu Dumnezeu. Vă rog să observați că Maria notează că Iisus a fost luat. Se găsesc explicații în cazul ei și în cazul nostru se găsesc. Femeia aceasta a dovedit o durere și o dorință adâncă după Domnul nostru Iisus. Și a fost și onorată dorința în final cu revelația. Dar întrebarea este, purtăm o asemenea dorință în sufletele noastre? Vă rog să observați, pasajul acesta îl are în centru pe Domnul Iisus, care este viu, și el arată, se arată acestei femei, este prima dintre ucenicii Domnului Iisus, este primul dintre ucenicii Domnului Iisus, care are harul să îi se arate Domnul. O dorință mare. În final, experiența ei glorioasă, revelația. Maria nu știa că Domnul Iisus a înviat. Versetul 16 și 17 ne spune că Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și i-a zis în evreiește, rabuni, adică învățătorule. Deodată totul s-a spulberat. Nu mă ține, adică nu mă atinge.
Asta a vrut să facă Maria. Efectiv să-i cuprindă picioarele, cum a mai făcut și altă dată. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și Maria s-a dus în grabă și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În final este limpede că adevărul este mai tare decât minciuna, că binele este mai puternic decât răul, că dragostea este deasupra urii, că iertarea este deasupra răutății, că viața este mai tare decât moartea și că Dumnezeu este mai puternic decât diavolul. Dreptatea a învins, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dreptatea este superioară nedreptății și nelegiuirii. Asta este mare lecție de aici. Hristos a înviat, slăvit să fie numele lui. Și învierea Domnului nostru Hristos ne pune în față perspectiva speranței. Apropiindu-ne de încheierea slujbei din această seară, să reflectăm aceste patru momente în care este surprinsă Maria. Pierderea ei, au luat pe Domnul meu, confuzia și neputința ei sufletească și nu știu unde l-au pus. L-a văzut pe Iisus și l-a confundat cu altcineva. Durerea ei interioară, dorința ei după Iisus, ea plângea. Și răsplata, experiența revelației și a schimbării. Acestea ar putea să ne vorbească și nouă. La ce folos să treacă aceste sărbători pe lângă noi, peste noi, noi prin ele, fără ca să aibă loc o schimbare, fără ca să aibă loc o noire? Cum e relația ta cu Dumnezeu? Îl simți în viața ta? Cum e bucuria mântuirii? Cum e pacea sufletească? Cum sunt legăturile tale cu oamenii, cu frații? S-ar putea răspunsurile pe care le dai să fii condiționat de neputințe și de confuzii? Să te rogi lui Dumnezeu să ți se arate și să ne vindece de toate aceste neputințe și să aducă în viața noastră întâlnirea cu Hristosul cel înviat, care întâlnire va produce cu siguranță transformarea. Slăvit să fie numele Domnului! Maria s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Fie ca și în rugăciunea noastră să se arate prin îndurarea Lui și primirea Lui și să aducă acele schimbări. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm.